O întrebare relativ frecventă despre factoring este dacă factoringul se referă și la recuperarea de creanțe. Și aș vrea să lămurim acest aspect, că factoringul se referă doar la finanțarea sau cumpărarea facturilor în termen care mai au un anumit număr de zile, în cazul instant factoring 7 zile, până la scadență. Nu vorbim, deci, despre o recuperare de creanță, și anume despre acele facturi care sunt deja întârziate, scadența lor a trecut, iar clientul sau compania dorește încasarea lor sau colectarea lor. Tot legat de factoring, am putea spune că factoringul nu este un credit. El nu este considerat un credit pentru că nu aduce un aport suplimentar de cash în companie, ci aduce doar o încasare mai rapidă, o accelerare a încasării și a cash flow-ului, legată de propriile lichidități ale companiei. Deci o factură ce urma să se încaseze într-un anumit termen se va încasa mai rapid. Așadar, nu trebuie să vedem factoringul ca pe un credit, ci doar ca pe o vânzare a creanțelor proprii ale companiei.